Salut lume, eu sunt Evi și bine v-am găsit la un nou unboxing. De data aceasta am dat comandă cu mai mulți și drept, adică toate cărțile care se află în acest colet nu sunt toate ale mele, o să vă dați seama care sunt ale mele. Îl deschidem, mai stăm la o discuție și vedem cum va decurge acest clip. Ideea e că îmi doream cărțile astea de mult. Le primisem de Secret Santa astea două volume, doar că i le-am dat colegii respective, au zis, eu nu aveam nevoie de ele, nici nu ajunsesem la volumul 4 sau 5 din seria respectivă și a zis să citească ea, că când le terminea mi le dă că nu țin neapărat. Doar că a venit toată treaba asta după pandemia, ea s-a dus acasă și am rămas fără ele și ea a zis că dacă e să mi le trimită prin cargo sau ceva, dacă tot voiam să le citesc, dar m-am gândit că lasă că le iau și pe astea, o să le mai am pe alea dubluri și mai au și celelalte 3 de dinainte volume și o să fac un giveaway la un moment dat cu cărțile respective, cu toate volumele. Hai să deschidem coletul cu cuțitul magic pentru cei care sunteți noi pe acest canal. O să las o bucată cu de ce se numește acest cuțit, cuțitul magic. Da. Bineînțeles că a trebuit să mă tai. Super. Sper că ați înțeles acum de ce, deci eu nu știu cum am reușit să mă tai în clipul ăla, dar eu atunci am văzut-o ca pe o chestie destul de fanică. Adică uite-te, ceva inedit, măcar m-am tăiat în timp ce mă filmam pentru un clip pe YouTube. Ceva, adică, bine, a durut puțin, destul, mai mult, a durut destul de tare, dar văd că am probleme cu coletul, revenim imediat direct cu cărțile, cel mai bine. A few minutes later. Și iată că într-un final am reușit să desfac acest colet. Primul volum care se află aici, care nu este al meu, dar știu despre ce este vorba, este volumul 2 din seria Dark Tower al lui Stephen King, Turnul Întunecat, Alegerea celor 3. Arată în primul rând foarte bine, chiar îmi place designul acestei cărți. Am citit și eu primul volum din Dark Tower în liceu, era destul de scurt și mi-am luat ulterior și volumul 2, dar l-am luat în engleză, stați să vezi și arată, de-aia am adus cărțile astea aici. Deci, după cum spuneam, acest volum, primul volum din Dark Tower l-am citit în liceu și acesta l-am cumpărat ulterior, adică are și prețul pe el, nu știu, mi-a plăcut și coperta, dacă vedeți e și un snippet din filmul Dark Tower din 2016 cu Matthew McConaughey și Idris Elba. Destul de slăbuț filmul, ce-i drept. Dar o să vreau și eu la un moment dat să încep să citesc Dark Tower. În momentan am alte cărți pe care vreau să le citesc și evident după vreau să trec și în universul ăsta lui Stephen King. Aici este frumos factura. O să las cărțile astea de la pentru mine deoparte. Am aici tot o carte de la Stephen King, Străinul, The Outsider, dacă ați văzut miniseria de pe HBO Go, care cred că de fapt o să fie un serial pentru că am înțeles că o să se facă și un sezon 2. Îmi place foarte mult ideea acestei coperte că e cu sus în jos, dacă vă uitați, e căpățâna ăsta, e cu capul în jos și scrisul și prima ai impresia că a trebuit să o vezi așa. Adică dacă o întorci așa, are sens cartea, dacă nu vezi scrisul, arată destul de bine, doar că, bineînțeles, e destul de groasă și drept. Dar îmi place foarte mult designul celor de la Armada, de aparțin de Nemira, chiar extrem de faină coperta, mi-a plăcut foarte mult și miniseria, din nou, posibil serial, încă nu știm, dar m-aș dezamăgi, dacă e ceva să zic despre serialul The Outsider de pe HBO Go, e că finalul, cum știm pentru Stephen King, că finalurile de foarte multe ori dă cu ele, nu neapărat de gard, dar nu sunt la nivelul așteptărilor și sunt foarte curios dacă și în cartea asta finalul e asemănător cu cel din serial. Din câte știu, a schimbat finalul în serial și tocmai de aceea sunt curios și foarte multe seriale sau filme produse după o carte a lui Stephen King au schimbat de ce mai multe ori finalul și sunt foarte puține producții care au respectat cartea de la început până la sfârșit. Și acum trecem la cărțile pentru mine pe care le-am așteptat și acum mă bucur că am colecția completă și o să dea foarte bine pe raft să le am acum pe toate. Am luat mai exact volumul 4 din seria Witcher și volumul 5, Botezul Focului. Mi le doream să le am în colecție și tocmai de aceea le-am luat și pe celelalte care le aveam deja. Și o să pun frumos aici peste volumul 3, volumul 4 și volumul 5. Și arată, stați puțin că v-am arătat vouă prima dată, stați-mă și eu. Îmi place cum arată. Chiar arată fain acum că le am pe toate 5, chiar nu știu ce simțiți voi când vă cumpărați o carte, mai ales când completați o trilogie sau o colecție de cărți și mai ales că au și ambele, sunt de la aceeași editură, sunt de la aceeași ediție și toate seamănă între ele, chiar mă bucur că le am în sfârșit. Citisem prima oară The Last Wish, primul volum din Witcher, l-am luat cu coperta aceasta și
Dacă nu găsesc unui prieten sau cuiva care să vrea să citească, probabil și asta o să fie un giveaway la canal. O să dau primul volum și probabil încă o dată și întreaga serie, gen să fie doi câștigători. Bun, cam acesta a fost și cu unboxing-ul. Sper că v-a plăcut, sunt curios ce mai citiți voi în perioada asta, să-mi recomandați niște cărți, pentru că vreau să trec și pe parte de recenzii de cărți, pentru că citesc destul de des și m-am gândit că ar merita să încerc, mai ales că am văzut și în secțiunea de comentarii, de exemplu la Dr. Sleep, la recenzie, câțiva dintre voi mi-ați zis de carte că merită citită și că o să o citesc și am zis ok, deci sunt oameni printre voi care citesc, mai ales de la Stephen King sau de la alți autori, și probabil v-ați bucura să trec și pe recenzii de cărți. Așa că nu-mi rămâne decât să vă zic lecturare plăcută în caz că citiți operele de Bach sau poate cine știe citiți și o carte. Eu am fost Navy și ne revedem când ne-om revedea. Pa!